Am văzut atacul de ieri al domnului președinte Iohannis. Noi avem acest guvern pentru că am avut votul românilor și încrederea românilor. Și cred că domnul președinte nu trebuie să evalueze acest lucru. Românii s-au săturat de dispute. Eu m-am săturat de aceste lucruri. Îl rog pe domnul președinte Iohannis să nu mai iasă cu astfel de declarații care fac rău României. Atitudinea și declarațiile sau declarațiile de ieri ale președintelui Iohannis pot fi catalogate ca și responsabile. Pentru că nu cred că mai este un șef de stat care să fie procedat de manieră. Asta ne-a avut niciun fel de argument, ci doar această obsesie și a lui și a poliților dumnealui că acest guvern trebuie să pice.